Răстолица. Răстолița, Răстолița. Nicule. Răstolița, unde ai fost tu la regiunea autonomă maghiară? În 1954. 64. Aveam 4 ani. Aici a fost tot o platformă, ceva industrială. Mai știi ceva din tot ce e pe aici? Mai ți-au ce aminte? Nu mai... Da, 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 da. Normal, s-a schimbat atâția ani de zile, îți dai seama. După atâția ani, cât s-a schimbat. Uite, cu braț frumos, super. Da, uite cu... Uite cum e aici, uite ce... Da. Ia uite. Muntele și râul jos. Volte. Mureșul, pardon. Mureșul. Unde ziceam noi că a făcut dig, știi minte? Când am venit. Asta este un mal de protecție pentru că râul se încurge în asta erodează malul. Corect, 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 corect. Și atunci asta nu mai e. Erodează, da. Chiar dacă trece peste el, zice, nu contează, e important să nu erodeze malul. Uite ce frumos se văd muntele acolo. Da. Normal, ia uite. Păi da, minunate. Ia uite ce trebuie să nu mă se vede. Bisericile, ia uite, sunt semețe, n-ai treabă cu ele. Ele te ajută să găsești satul respectiv dacă ești prin pădure. Biclele noastre aici stau să se odihnească. Merida. Uite ce curată e aici. Limpede. Se văd pietrele de sub. Ce-am venit?